Dornici de drumeții în mijlocul naturii, turiștii s-au înghesuit azi chiar și în vârful munților. Ba chiar s-au format cozi în punctele de belvedere, unde fiecare a vrut să facă fotografii spectaculoase. Înghesuiala a fost și la telecabine, iar epidemiologii militează pentru precauție și în aer liber, chiar dacă în preajmă sunt alți turiști. Ca să scape de aglomerație și să respire aer curat, fără mască de protecție, unii oameni s-au gândit să urce pe munte. Surprinzător însă, foarte mulți au avut aceeași idee când a venit vorba de fotografii și s-au întâlnit, de exemplu, în acest loc din Parcul Național Piatra Craiului. Pe Piscul Baciului, care e cel mai înalt vârf din Piatra Craiului, e un pic de aglomerație pentru că toată lumea vrea să-și facă poze cu semnul de vârfuri, dar situația e similară și pe alte vârfuri din ce știu eu în România, dacă... Vă uitați pe internet la vârf Moldovean, nu o să vedeți tot așa 30-40 de persoane care stau la coadă ca să-și facă fotografii acolo. Sunt cu 40% mai mulți vizitatori decât anul trecut, în condițiile în care străinii nu au mai venit la noi în țară. Și în Brașov, la telecabina care urcă pe tâmpă, a fost toată ziua coadă de peste 100 de oameni. Foarte frumos, vremea este superbă, toată lumea vrea să iasă din casă, mai ales cu situația care e acum. Un pic aglomerat, dar... Merită așteptarea undeva la jumătate de oră, așa. Sute de mașini erau încolonate și de-a lungul defileului îngust de la prăpăstile Zărneștiului, iar un parc tematic deschis recent lângă Odorheiul Secuiesc a fost de asemenea plin de oameni. Când au văzut imaginile, medicii au simțit nevoia să tragă un semnal de alarmă. Fie că vorbim de locuri de campare, fie că vorbim de stațiuni mai mari sau mai mici sau de poteci ale munților, atunci când în acele locuri există mai mulți oameni decât grupul nostru mic, atunci acolo, după părerea mea, este important să purtăm mască. Pe de altă parte, salvatorii montani atrag atenția că în condiții de aglomerație crește și riscul accidentelor, mai ales în zonele greu accesibile. În zonele unde sunt lanțuri se pot forma, datorită afluxului mare de turism, cozi. Să nu încercați să depășiți aceste cozi, pentru că vă voi expune și pe dumneavoastră la accidente sau puteți să expuneți și pe dânsii la accidente. A crescut foarte mult numărul de vizitatori în Parcul Natural Apuseni și în special numărul persoanelor care vin cu cortul la munte. Zonele tradiționale în care se campa până acum, multe dintre ele sunt extrem de aglomerate. Chiar dacă vremea nu a fost prea încântătoare, mii de turiști au urcat și la cabana Bâlea Lac, iar mașinile lor se încolonau pe Transfăgărășan în unele locuri bară la bară. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.